mult zahăr în sânge, zaharisește proteinele. Se întâmplă la nivelul rinichilor. Vor filtra mai mult sânge. Vor funcționa peste 100%. Rata de filtrare e arătată de analiza de sânge numită creatinină. Vede că funcționează 140% și este foarte fericit. Uite ce bine îmi funcționează mie rinichiul. Numai că aceasta, în timp, duce la moartea unora dintre celulele rinichiului. Deci primul lucru care se întâmplă, celulele care sunt modificate de proteinele legate de glucoza care a stagnat mult în sânge, funcționează altfel decât normal, inițial prea mult, dar asta înseamnă că prin sita aceea pe care o reprezintă rinichiul, trec mai multe proteine, trec mai mulți factori de creștere, tot proteine sunt și acestea, și asta vor declanșa dincolo, în țesutul rinichiului, fibroză și scleroză, ceea ce duce la moartea unora dintre celule. Adică scade definitiv capacitatea rinichilor. Examen de urină e recomandat anual. În această analiză se vede dacă pierdeți proteine prin urină, primul indicator că rinichiul este afectat. Există medicamente care mențin funcția rinichiului o perioadă mai lungă de timp. La nivelul picioarelor, vasele de sânge afectate în diabet sunt în principal cele mici, de sub nivelul genunchiului. Și e important de știut că un chirurg vascular poate să repare vase de sânge, dar cele mari, cele din abdomen, din pelvis, de la nivelul coapsei, dar nu cele mici de sub nivelul genunchiului. Deci un pacient diabetic trebuie intervenit la timp prin soluțiile existente și eficiente și care sunt endovasculare, prin interiorul vaselor de sânge. Cum vă puteți da seama că există o problemă a vaselor mici de sânge de sub genunchi? Durere în timpul mersului, în gambe. Mai întâi durerea apare la o distanță de mers de 500 de metri, apoi de 200 de metri, apoi în repaus. Mușchiul are nevoie de mai mult sânge ca să fie de mai multă energie, ca să funcționeze. Vasele de sânge aduc o cantitate limitată de sânge și când această cantitate nu mai e suficientă, apare durere. Deja ăsta e un semn clar, nu numai că este o problemă vasculară, ci că este o problemă vasculară care are nevoie de un tratament endovascular. În interiorul vaselor se pot pune baloane active farmacologic. Împiedică vasele să se închidă. Sau stenturi. Intervențiile nu dor. Ne uităm și la vasele extrem de mici din retină. O parte din globulele roșii, din conținutul sângelui, extravasează, adică trec de peretele vasului și se localizează în structura retinei. Hemoragii, adică niște puncte roșii, alea sunt hemoragii punctiforme, sunt puncte albe care sunt extravasate, deci tot din vase. Aceasta este prima formă de atacare a retinei. Apar hemoragii în retină. Acestea determină scăderea acuității vizuale. În același timp, vasele furnizează o cantitate mică de oxigen. De aceea se face regulat investigația numită fund de ochi, cea care privește retina.